compatrioților noștri care astăzi ne-a exprimat votul. Vorba de alegeri care au fost îndelung așteptate, e vorba de alegeri care au o semnificație majoră și cel mai important lucru, dincolo de rezultatele dintre candidați pe formațiuni politice, este că aceste alegeri au dovedit că o majoritate a cetățenilor României au ținut să-și exprime opțiunea politică, au ținut să participe la ceea ce este esențial în democrație, și anume exprimarea cu ocazia alegerilor a opțiunilor lor. Sigur, avem un procentaj de prezență de peste 50%, ceea ce deja face pe deplin semnificative rezultatele acestor alegeri. Dacă ne gândim că acest 52% este dintr-o cifră statistică, ce nu ține cont de faptul că spre 3 milioane de români nu sunt în țară, dacă ne referim la românii prezenți în țară, atunci această cifră crește și este cu atât mai semnificativ. Ne mulțumim oricum tuturor celor care au urmat îndemnul pe care l-am făcut și noi, au făcut și alții de a se prezenta la vot. Le mulțumim, bineînțeles, tuturor alegătorilor români care și-au dat votul pentru candidații Uniunii Socia Liberală. Rezultatele categorice, așa cum apare ele din SIPOL și cum sperăm să fie confirmate în orele următoare, arată că Uniunea Socia Liberală este o construcție politică viabilă, că ea este de departe principala opțiune a alegătorilor din România, arată că toate lucrurile pe care le-am spus și le-am făcut în mai bine de un an și jumătate au fost pe înțelesul, pe dorința tuturor acestor oameni. Îi felicit pe toți candidații noștri care au câștigat, îi felicit pe toți cei care s-au bătut în această campanie electorală, îi felicit și pe cei care câțiva nu au câștigat, pentru că ei merită deopotrivă aprecierile și mulțumirile noastre. Suntem o echipă, am dovedit că această echipă este viabilă și am dovedit că alături de această echipă stă o majoritate a cetățenilor români. Sigur că asta ne obligă, sigur că responsabilitatea celor aleși în administrația publică locală, în primul rând, dar și a noastră, a celor care conducem formațiunile politice care conducem în Asociația Liberală, este mare, luăm pe încrederea oamenilor și facem și vom face tot ce ne stăm în putință pentru a răspunde aceste enorme așteptări, aceste enorme speranțe, acestei enorme încredere. Nu doresc să se comentez nimic despre adversarii noștri politici, rezultatele vorbesc de la sine și toate gândurile noastre în acest moment se îndreaptă spre responsabilitatea pe care împreună cu cei aleși o avem și spre lucrurile care stau în fața noastră începând de mâine. Închei făcând un apel și fac în numele tuturor colegilor mei la toți reprezentanții noștri din secțiile de votare. Să nu se lasă cuprinși de euforia exitorilor, să-și facă datoria până la capăt, câteva ore încă, până când ceea ce oamenii au exprimat prin vot este consemnat, este fixat și este sigilat în documentele oficiale. E foarte important acest lucru peste tot, e foarte important la Cluj, e foarte important la Craiova, la Ploiești, în toate locurile din țară, unde trebuie să nu lăsăm nici o șansă celor care ar mai încerca, într-un fel sau altul, să modifice voința exprimată clar de cetățenii României astăzi. Încă o dată cu acest apel și cu mulțumirile pentru toți cei care și-au exprimat votul, pentru cei care au dat încrederea lor și cu felicitări pentru candidații care au câștigat astăzi în toate colțurile țării, le doresc un mandat
plin de realizări celor care au câștigat și le mulțumesc încă o dată tuturor celor care au făcut posibilă această victorie categorică. Bun, eu vreau să spun doar că sunt extrem de mulțumit de faptul că România a ieșit la vot, de faptul că prin votul lor, așa cum se conturează în acest moment, practic au legitimat, este prima legitimare prin vot a Uniunii Sociale Liberale și a Guvernului pe care eu îl conduc, Guvernul Uniunii Sociale Liberale. Astăzi se legitimează prin vot o majoritate clară a românilor care își pun încrederea într-o conducere politică exercitată de Uniunea Sociale Liberală. Rezultatele, așa cum arată în acest moment, dovedesc foarte clar că Uniunea Social Liberală, care s-a născut din speranța și curajul câtorva dintre noi, prezenți aici, în timp, indiferent de contestări, de atacuri, de arme folosite împotriva noastră, s-a dovedit și acum se dovedește ca alianța politică în care românii își pun cea mai mare încredere, și alianța politică pe care România o consideră legitimă să conducă România. Mă bucur că împreună USR am cucerit Palatul Victoria și Guvernul României. Împreună USR am scos PDL-ul din București, capitala țării, și e un moment istoric acesta. Împreună USR sunt convins că rezultatele care vin vor confirma exit poll-urile și am câștigat în orașe și în județe pe care adversarii noștri politici le considerau de necucerit. În același timp însă sunt mulțumit ca prim-ministru că am dovedit după câteva momente regretabile și rușinoase pentru România că se pot organiza alegeri corecte. Că instituțiile statului nu țin partea niciunui partid, ci sancționează cu duritate pe toți cei care au încălcat legea în cazul alegerilor, indiferent că au fost de la un partid sau de la altul, cei care au încălcat legea, ați văzut și ați prezentat foarte corect, răspund pentru încălcarea legii. Și am dovedit, după câțiva ani și câteva rânduri de alegeri care scoteau România din rândul țărilor democratice, că se pot organiza alegeri corecte și că instituțiile statului pot să fie arbitri corecți într-o bătălie politică democratică așa cum ne dorim și cum am văzut peste tot în Europa. În rest, mă alătur lui Crin Antonescu un apel către toți colegii noștri de a fi vigileți, de a nu ne mulțumi cu rezultatul din exit poll-uri. Știm foarte bine ce metode au fost folosite la alegerile anterioare de către adversarii noștri politici și nu sărbătorește nimeni, nu se bucură nimeni, nu se culcă nimeni până nu avem toate rezultatele finale și după ce aceste rezultate vor confirma că România astăzi merge alături de Uniunea Socială Liberală. Mulțumesc tuturor celor miilor, zecilor, de fapt, de mii de oameni care au reprezentat Uniunea Socială Liberală în secțiile de vot. Mulțumesc celor care au muncit și muncești la această oră în sediile noastre de campanie, sub coordonarea secretarilor nostru general și ai colegilor noștri care s-au fost însărcinați cu acest lucru. Vreau să le mulțumesc polițiștilor, jandarmilor, prefecților, subprefecților care, repet, și-au făcut datoria și au arbitrat corect această bătălie electorală. Și nu pot decât să spun că, da, asta e foarte clar. Rămâne să câștigăm alegerile parlamentare și cele prezidențiale și după aceea să dovedim că oamenii nu s-au înșelat având această încredere uriașă în noi, o încredere pe care nu am mai avut-o niciodată în nicio alianță politică. În mod sigur veți descoperi în istoria ultimilor 20 de ani. Mulțumesc și Daniel. Și după aia începem să mergem pe la secțiile de campanie. În al doilea rând trebuie să le mulțumesc tuturor echipelor de campanie PSD, PND, pe cei care au arătat ca o importantă echipă, tuturor celor care au fost zi de zi pe stradă și au dus mesajele noastre pe care le-am construit din casă în casă și au fost cei care au fost mai apropiat de români.
toate orașele și toate comunele din această țară. Votul de astăzi, practic, este un semn că Uniunea Social-Liberală guvernează bine. E un vot pentru faptul că trebuie să ducem această guvernare și la nivel local, la administrația locală. Este un semn că Partidul Democrat-Liberal a primit un vot de blam astăzi pentru aroganța cu care ne-am guvernat în ultimii ani. Este o dovadă a faptului și dovadă a acestui fapt să lucru că astăzi principalii lideri ai Partidului Democrat-Liberal au pierdut alegerile acolo unde nu se aștepta. Cred că este un semn clar al dezintegrării Partidului Democrat-Liberal, un pierdutul dezintegrării care va fi confirmat probabil după alegerile generale de la sfârșitul acestui an. Aș vrea, dacă îmi mai permiteți o jumătate de minut, să mulțumesc în mod special unor oameni care au ieșit mai puțin la comunicare în toată perioada asta, dar pe unii cărora a stat cel puțin în egală măsură greul acestei campanii electorale. E vorba de secretarul general al Partidului Social Democrat, șeful campaniei electorale din partea PSD, domnul Dragnea, de secretarul general al Partidului Național Liberal, Eduard Chelnic, și de directorul campaniei, Dan Modreanu, din partea Partidului Național Liberal. Sunt oameni care, practic, nu au dus nimeni noapte, nu au avut weekend și care au dus o bătălie sau au condus o bătălie dintre cele mai grele din toate punctele de vedere. Le mulțumesc pentru totul respectul. Ne vedem după ora 11 din nou la pentru ca șeful de campanie începe și ne dă rezultatele. Începând ora 23, să vă transmitem periodic la sediul PSD rezultatele raportate prin sistemul nostru de PSD-ul, sistem de numărare. Diferența între raportarea care este dintr-o secție de vot și încărcarea sistemului specializat este de 1,52 secunde. Practic, putem spune că avem rezultatele în timp real. Avem posibilitatea să vedem în fiecare secție de vot care sunt opțiunile politice și vota și rezultatele pentru președințele Consiliului Județean, votul politic la fiecare Consiliu Județean, pentru fiecare primar din această țară. Așa vă credeți, doamne, că avea rezultate. Mi-am estimat că prima ieșire va fi 23-30, pentru că e vorba ține de ora la care începe efectiv să facă și de vreme. Ne vedem mai târziu. Hai.